Familiile tinere, ador intelectuali din noua generație și îmi plac la nebunie oamenii care cumva reușesc să-și transforme visele în realitate. Mai mult decât atât, îmi plac oamenii care reușesc să se afirme aici, acasă, pe cont propriu, să dea singuri din coate, să bată la uși, să aștepte ca acestea să se deschidă și până la urmă să vorbească lumii despre propria lor personalitate. Că e greu, că e ușor, vom afla în această seară chiar de la ei. Sunt personalități bine formate, fiecare pe cont propriu, cum se împacă doi oameni puternici în aceeași familie, cum încearcă să-și crească copiii și cum încearcă să iasă în societate, cine cântă acolo cocoșul sau găina, cine face cafeaua dimineață și cine aduce seara pungele de la magazin sau de la piață. E o rutină zilnică, dar una din care până la urmă se compune o familie adevărată. Iar o familie se clădește cărămidă cu cărămidă, din compromisuri, din cedări, din iertări sau poate din bună ziua și trântiri de ușă. Păi uite că astăzi o să deschidem parantezele și o să intrăm în familia lui Andrei Cibotaru. Bună seara! Bună seara. Și Adinei Zaeț. Dăm voie să zic fiecare cu familia lui, pentru că, așa cum ziceam, sunteți personalități bine formate. Lumea vă cunoaște pe cont propriu pe fiecare în parte. Sunteți jurnaliști de meserie, sunteți oameni ai cuvântului, sunteți persoane publice, o zic pe bună dreptate, pentru că părerea voastră în societate contează. Încercați să scrieți și să spuneți ceea ce gândiți, iar lucrul ăsta e bun de pus în ramă, pentru că vorba aia, dacă tăceai filozof rămâneai, nu e pentru voi, pentru că ceea ce e în cap aia e și pe limbă, și pui ăștia doi care vă fac existența frumoasă și colorată de dimineață până seara, e Laura și cu Ilie. Bună seara, oameni buni, acum vă dau voie să vorbiți. Bună seara! Bună seara! Salut, puiule, tu mergi la grădiniță, Laura merge la școală, asta să spunem din capul locului, să înțeleagă lumea cine e Lelea și cine e Flăcău în casă, așa e? Ești pentru prima dată într-un studio de televiziune sau ai mai fost? Am mai fost. Ai și vorbit în emisie? Nu. Ai emoții acum? Nu. Îți place ceea ce se întâmplă aici la noi? Da. Sper la finalul emisiunii să o bați pe mame la cap să te aducă și la emisiune pentru copii. Să batem palma, nu? Da. Și acum ia spuneți-mi, cum vă umpleți voi diminețile? Și ce se întâmplă într-o zi obișnuită în familia lui Andrei și Adinei? În principiu, nu știu dacă putem spune că avem ce se întâmplă într-o zi, dacă avem o zi șablon. Pentru că mai nou, în ultimul timp, cu noile noastre pasiuni, fiecare zi arată în principiu diferit. Uh-huh. Și nu este nevoie să o umplem o zi, pentru că ea de la sine se decurge și deseori ziua de mâine nu o planificăm și seara tragem o linie și constatăm că ea a fost cu totul neașteptată, a adus ceva absolut nou. Uh-huh. Bună oară, cum este această participare la emisiune. Asta se întâmplă de obicei când renunți la job-ul, da, care începe clasic de la orele 8 sau 9 și se termină la 5 și încerci să cumva să exiști sau să lucrezi pe cont propriu. Acum voi sunteți freelancer, da? Așa se numește, așa e la mod acum, să se zice, da. Sau propriul angajat, ceva de genul ăsta. Da, încercăm în ultimul timp, și nu ne impunem natural de la sine, a venit modul ăsta de viață, să fugim de regimul de cazarmă, cu care în principiu am activat probabil în ultimii ani, timp de 15 ani fiind în presă. Cunoașteți și dumneavoastră foarte bine cum se lucrează la televiziune, ce înseamnă un regim de televiziune. Acum când am descoperit că există și un alt fel de viață, am început să simțim a doua respirație ca sportivii de performanță și să fugim de regimul de cazarmă. Știi cum zic eu, când nu ești căsătorit și nu ai copii, e ușor să rupi cu regimul de cazarmă, să arunci carnetul de muncă și să zici ok, trăiesc pe cont propriu, azi mi se oferă ceva de lucru, e bine, mâine am un proiect, tot e bine, poi mâine nu am nimic, e ok, mănânc o bucată de pâine și o cană de ceai și mi-ajunge. Atunci când ai copii e foarte greu să renunți la regimul ăsta de muncă cu stăpân. Păi tocmai ei te stimulează cumva să dai din coate, să nu stai pur și simplu, dacă stai acasă, stai și nu faci nimic. Nu. Și apoi renunțarea la job a fost cu un scop, cu scopul de a-ți împlini visele tale, da? Niște planuri pe care le aveai de foarte mult timp, dar care nu aveai niciodată timp cumva să le rug un sens sau să le începi.
Care e visul ăla mare pentru care nu ți-ai ajuns niciodată timp? Să știe lumea că ai fost producător la un post privat de televiziune. Te-ai trezit cu noaptea în cap câți ani la rând? Aproape 3. Destul de mult. Și înainte de asta încă vreo 5, cred, dar nu așa dimineață. Deja doar lucram în televiziune, dar nu la o emisiune matinală. Nu știu dacă a fost un vis mare. Au fost foarte multe idei și eu nu apucam nici măcar să înțeleg dacă pot să mă apuc de ele. Am stat 2 luni acasă, practic n-am făcut nimic, am avut nevoie de o pauză. Am avut nevoie să mă odihnesc un pic și să-mi pun toate ideile policiare. Să spun draperiile, să faci ordine în dulapuri. Inclusiv asta, de ce nu, da, să mai stau cu copiii, să am grijă de ei, pentru că trebuie să recunosc că i-am ignorat. Așa a fost perioada și așa am avut o muncă foarte solicitantă și n-am fost foarte mult timp alături de ei. Și asta, exact, și asta a fost un motiv să renunț la job, ca să petrec mai mult timp cu familia. Mai ales că fata mergea la școală și cumva au fost mai multe motive. Să... Andrei, tu cum ai acceptat ideea soției? Eu n-am avut nici absolut nimic, ba din contră am încurajat-o și am fost unul din oamenii care i-au împins-o să facă, pentru că și eu la rândul meu am poate nu atât de brusc, eu am lucrat la fel în televiziune. În paralel am descoperit un nou hobby pentru mine cu vinurile și promovarea și degustările de vin. La un moment dat era televiziunea activitatea de bază și vinurile hobby, apoi treptat s-a transformat și hobby-ul într-o activitate care aduce venit și acum sper că sunt să fac următorul pas în care să-mi transform hobby-ul în profesie, să renunț cu totul la alte activități, la alte joburi și să activez doar din domeniul ăsta al promovării și al vieții legate de vinurile de calitate. Deci el deja știe că există viață după televiziune și cumva m-a încurajat că e ok. Deci sare acum. Da, i-a spus că trebuie să iei o decizie, să pleci, pentru că altfel, evident că câteodată există o nostalgie după televiziune, fiecare om care a activat în televiziune. Da, chiar nu-mi imaginez și vă felicit pentru curajul ăsta. Eu te înțeleg cel mai bine acum, pentru că de foarte multe ori te gândești, uite, dacă aș renunța și aș lua de la zero, drogul ăsta te ține tare în priză. Bună-i vino, Gheorghiuliu, tirelele-tirelare-lare-la. Bună-i vino, Gheorghiuliu, tirelele-tirelare-lare-la. Pule-s toamna pe târziu, tirelele-tirelare-lare-la. Pule-s toamna pe târziu, tirelele-tirelare-lare-la. Mai pe bruma, mai tomă, tirelele-tirelare-lare-la. Mai pe bruma, mai tomă, tirelele-tirelare-lare-la. Mult mai beau și nu mă văd, tirelele-tirelare-lare-la. Mult mai beau și nu mă văd, tirelele-tirelare-lare-la. Acum, având pasiunile astea, vă gândiți că poți să reziști în Moldova cu ele? Am înțeles că blogul tău începe să-ți aducă bani. Știu că ai și investit foarte mult în meseria nouă pe care o ai. Ești somelier cu acte în regulă, ai și un certificat în domeniu. Acum poți să dai sfaturi la alții. Ai văzut jumătate de lume, dă-mi voie să fiu invidioasă. Te-am văzut la expoziții internaționale de vinificație, promovând vinurile Moldovei. Da, este un hobby care, pe lângă multe altele plăceri organoleptice pe care le aduce vinul, îmi permite să și călătoresc mult spre bucuria mea, poate spre nebucuria soției uneori, pentru că lipsesc. Dar, într-adevăr, în calitate de blogger, scriitor de vinuri, sunt invitat la multe evenimente. Ce frumos, e scriitor de vinuri! Da. Așa sună bine! Ciudat, pentru că este meseria de scriitor de vin este răspândită în lume. În Franța, în Italia, există de 10 de ani sau poate de sute tradiții de scriitori care cronicari în domeniul vinului. Din păcate, la noi, chiar fiind o țară viniculă, nu prea am avut și... Exact, dacă nu greșesc, ești deschizător de drumuri. E primul site pe care da, este primul blog de vinuri din Republica Moldova, cel mai popular. Acum au mai apărut câteva bloguri și mă bucur foarte mult, pentru că asta înseamnă o competiție și asta înseamnă o dezvoltare mai mare a domeniului. Ideea blogului a venit la o reuniune peste hotare unde erau 1000 de jurnaliști și de blogeri la o mare conferință din domeniul vinurilor. Și atunci ei m-au întrebat ce blog mai popular există în Moldova. Asta era cu 4 ani în urmă, mi-am spus că nu există cel mai popular, nu există niciunul. Și am revenit acasă cu ideea să fac eu un blog și îl dezvolt în continuare.
Ești critică vis-a-vis de ceea ce faci acolo? Te implici? Sau nu? Știi cum, cât de mult vă completați unul pe altul în meserie? Prima perioadă era obositor, dacă sincer, în fiecare zi să aud despre vinuri și despre ea, simte aici aromă de nu știu ce, eu vreau să beau un pahar de vin acum, nu să știi. Și cumva, peste jumătate de an, un an singur am început să simt aromele cele despre care el vorbea la început, fără să vrei cumva. M-am implicat și eu și am început să simt, nu mă pricep la fel de bine, trebuie să recunosc. Dar undeva deja câte ceva am început să prind din diferențe. Ne completăm foarte bine atunci când nu sunt foarte încrezut în evaluările mele pe care pot, le fac unui vin. Îi dau neapărat și soției să guste, fără să-i spun pentru ce am nevoie, doar o întreb, îți place, nu-ți place, te deranjează, ce te deranjează. Dar vin de casă faceți, veniți în familie cu tradiții sau nu? În familia mea, din satul Costuleni, din raionul Ungheni, se face vin, avem viile proprii, tatăl face vin. Evident, facem vin de casă, nu vin îmbuteliat sau vin la sticlă. De câte ori cineva din străin gustă câte un pahar de vin de casă, nu rămâne impresionat. Iar unul impresionat de vinurile noastre din sticle, produse de vinării mai mari sau mai mici. Pentru tine e o diferență între vinul din butoi și vinul din sticlă? Este ăla cu gaze din butoi, că eu zic că ăla e vin adevărat și e bun. Este o diferență mare. Sunt vinuri bune de casă și sunt vinuri bune de sticlă. La fel pot fi și vinuri foarte rele îmbuteliate în sticlă și vinuri foarte rele de casă. Din păcate, avem multe vinuri în Moldova, vinuri de casă, cu care noi ne-am obișnuit, care în principiu nu sunt dăunătoare sănătății, dar nici nu prezintă mari avantaje organoleptice sau ceva deosebit. Sunt vinuri uneori oxidate, sunt vinuri cu niște probleme, niște deficiențe din punct de vedere chimic acolo, pe care consumatorul din străinătate deja a plecat de la astfel de vinuri. Nu se mai consumă vinuri de casă în lume. Pentru că a evoluat și tehnologiile au evoluat și modul de pregătire. Sunt multe mituri în Moldova ce țin de utilizarea excesivă a sulfiților, da, anghidridei, care așa numită. Nu, uneori se exagerează. Vreau să spun că într-un vin îmbuteliat este mai puțină anghidridă decât în niște fructe uscate, ambalate. Da? Serios? Și atunci noi când consumăm fructele ambalate, uscate, nu spunem că acolo... Ne se parcă-s vitamine. Da, nu spunem că acolo este anghidrid și ne doare cap a doua zi. Știu, dar când bem un vin, nu spunem că ne doare cap. Bine în capul omului sovietic și... Eu știu că voi sunteți de aia care scoateți miturile de pe foarte multe lucruri acum. Ne provocați pe bune, atât cât e vorba despre educație, utilizarea pungilor de plastic, dar știu că e o temă mai largă de discuție și o să vreau neapărat să mai vină cineva care cred că e părtaș de idei împreună cu voi, că nu de asta v-ați luat o să vă fie alături. Și tocmai de asta cumva am evitat întrebarea cum v-ați cunoscut și ce v-a atras unul la celălalt, pentru că vreau să vină și omul care vă cunoaște mai mult decât mine și care o să dea afirmativ din cap sau o să nege dacă voi o să uitați anumite detalii. Atunci când zicem moldoveanul are neamuri multe, ne referim în primul rând la cumetri, la frați, surori, la vecini și la nași. Și când am zis, hai să veniți cu cineva și am zis, băi, noi atâta lume bună avem în jurul nostru, că dacă îl chem pe unul, se supără altul. Și am zis, hai să vină nașii, că nașii sunt unici. Și el a zis, nu, că nașul e francez și nu e în țară, dar nașa este. Cine e nașa? A, pe nașa o cunosc și eu, că e o persoană publică, la fel de bătăioasă ca și voi. Vorba moldoveanului să nu-i bagi degetul în gură, că rămâi fără mână. Și tocmai de asta îmi place foarte mult de ea. Merg să o aduc aici împreună, după care vedem și anul când v-ați uitat unul altul în ochi și a zis da, sunteți făcuți unul pentru celălalt. E vorba de jurnalista Diana Guja, omul care întotdeauna m-a impresionat pentru adevărul pe care știe să-l spună nu doar în spațiul, cum să zic eu, aerian, public, dar și ochi în ochi, ori de câte ori te vede, îți arată ce și unde greșești. Și dacă eu greșesc, îmi place să recunosc în fața ei de fiecare dată. Diana, eu vreau să vii aici alături de mine. Vara asta nu știu dacă ne-am mai întâlnit, dar în primăvară ne-am văzut aici. Salut! Nu, am trecut, ne-am văzut. Ești totul meu în mărunțică și mai mărunțică ori de câte ori te văd. Cred că încarci în blugi de la facultate, da? Acum, sincer, familia asta are un viitor aici acasă, Republica Moldova? Crezi că prin ceea ce fac și spun, o să reușească să cucerească spiritele? Peste 10 ani ne vedem în Parlament? Eu aș vrea să fiu vorba ce e politică corect, dar și să spun că da, dar eu am să mă abțin.
Hai atunci, mergi să te așezi alături de ei și pornim discuția când ești acolo. Ori de câte ori e nevoie să umplem niște pauze aici în studio, pauze frumoase, muzicale, întotdeauna am bătăi de cap cine e logic să vină ca să fie parte componentă a discuției, a emisiunii. Dacă tot are acasă Ileș o chitară și încearcă să cânte la chitară, am adus un chitarist adevărat azi aici, vreau să o chem pe Cristi alături de mine, să-i arate cum se cântă, că poate îl motivează pe tata să ia un profesor de chitară, să aibă și eu un muzicant sau un muzician în gospodărie. Cristian Condre este alături de noi. Salut, Cristian! Tu până la urmă ești omul universului. Am văzut că ai făcut facultatea de filozofie. Da, istorie și filozofie, da. Îți place să faci filozofie din orice sau de obicei te abții așa cum a zis și Diana? La momentul actual încerc să mă abțin pentru că trebuie să găsesc măsura în anumite lucruri și încerc să mă abțin din gândit. Da. Când cânti, nu gândești? Mă strădui. Mă strădui să mă dedic momentului și să fiu cu totul acolo, în muzică. Aha. E prietena ta cea mai bună chitară care te scoate din orice impas? Da. Când mă simt rău, când mă simt bine, tot timpul e în brațele mele și cumva e o consolare. Hai atunci te las să ne cânti, după care vii așezi alături de noi și pornim la discuție. Baby, don't look me in the eyes, hey, pretty, pretty baby. I'm getting hypnotized, hey, pretty, pretty baby. Don't stand in front of me, hey, pretty, pretty baby. She stole. Everybody's watching out a doll. Don't blink, don't drink, don't think as everyone is getting that old thing though. I know that you can go. I'll make you check my flow. Somebody shoot me, this body kill man. I hide my tie, don't wanna look too much aside. Pretend I'm someone else, my heart is fighting with my chest. I know that you can see, the one I'm calling me. Somebody treat me, this body kill man. Hey, pretty, pretty baby, don't look me in the eyes. Hey, pretty, pretty baby, I'm getting hypnotized. Hey, pretty, pretty baby, don't stand in front of me. Hey, pretty, pretty baby, call the emergency. Hey, pretty, pretty baby. Hey, pretty, pretty baby. Hey, pretty, pretty baby. Hey, pretty, pretty baby. Stop, wait, I'm fake. Don't look at me, let's have a break. I need some time to rest my senses. Bless my brain is stressed. The beat is too intense. I think I wanna dance, 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 dance. You stole my soul. Come closer to the wall. In case you find me there, just stop pretending you don't care. I know you came for me with a philosophy. Yes. Hey, pretty, pretty baby, don't look me in the eyes. Hey, pretty, pretty baby, I'm getting hypnotized. Hey, pretty, pretty baby, don't stand in front of me. Hey, pretty, pretty baby, call the emergency. Hey, pretty, pretty baby. Hey, pretty, pretty baby. Hey, pretty, pretty baby. Hey, pretty, pretty baby. I think I saw the perfection. It ain't no illusion. She's walking gracefully right from me. Disturbing emotions, no initiation. Likely and I don't want to be mean. I saw the perfection, a walking illusion. She's walking gracefully right front of me. Disturbing emotions, no initiation. I like it. Hey, pretty, pretty baby, don't look me in the eyes. Hey, pretty, pretty baby, I'm getting hypnotized. Hey, pretty, pretty baby, don't stand in front of me. Hey, pretty, pretty baby. Hey, pretty, pretty baby, don't look me in the eyes. Hey, pretty, pretty baby, I'm getting hypnotized. Hey, pretty, pretty baby, don't stand in front of me. Hey, pretty, pretty baby, call the emergency. Hey, pretty, pretty baby. 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 Mulțumim! Să-ți lași chitara acolo și să vii aici alături de mine.
Ei, cum a început povestea voastră de iubire? Cu serenade la balcon? Nu. Nu, de fapt, noi ne cunoaștem de la facultate, am învățat în aceeași facultate împreună. Inclusiv cu Diana. Soția, inclusiv cu nașa Diana. Și paradoxul nostru este că am fost timp de 5 ani cei mai buni prieteni, deci fiecare Gașca. Avea... Nu, chiar eu vorbesc de soție, fiecare avea prietenul, prietena sa, eu aveam prieten în timpul facultății, Dina avea un prieten. Noi atunci nu eram... Da, cam așa. Abia când s-a terminat facultatea, atunci am înțeles că trebuie să... Că cel mai bun prieten e bun pentru viață. Da, și am făcut un pas următor ca să ne unim destinele. Diana, asta e povestea lui Andreea, ta care e? Tu iei privit dintr-o parte. Noi eram într-o cașcă. Da, ce îți spune Andreea este adevărat, și, dar bine, eu nu știu ce știau ei fiecare și ei împreună, dar pentru noi ceilalți era evident spre ce, cu ce se va termina povestea asta de prietenie. Deci asta era o evidență. Vezi că atunci când îți cauți jumătatea, întotdeauna te atrage ceva, fie că e vorba de fizic, de temperament, din ce familie vine, pentru probabil, că până la urmă... Probabil, noi ne-am împăcat bine întotdeauna și asta cred că a fost baza și temelia familiei noastre. Că am fost prieteni foarte buni și am avut o, nu știu, în 11 ani de căsătorie, câte ori ne-am certat? O dată sau două ori, dacă nu greșesc. Certata asta înseamnă de aia tare, nu? Nu, în general, noi ne împăcăm foarte bine. Dacă cumva, nu vă înțelegem convine ceva unul la celălalt, ce faceți? Cum? Când nu vă convine ceva? Trântiți ușa și ieșiți din casă? Nu, n-avem din asta. Nu, se supără la urmă-urmă. Nu certeam, mă rog, în limitele tonalității obișnuite, dar de strigat tare ca să audă și vecinii, nu cred că facem așa. Veseala întreagă toată. Nu eu avem. Când mă enervez, pur și simplu tac, mă duc în altă cameră și lăs aburii să iasă. Am avut noroc. De la sine. Acum, dacă vorbim despre familie tradițională, aveți o nănașă aici, în Moldova. E o relație de aia clasică între voi? Nu, eu consider că e o relație foarte deosebită. Noi, în general, cu Diana am învățat împreună la școală, deci noi ne știm din clasa a 8-a, a 9-a, ceva de genul ăsta. Da. Și iarăși am avut o temelie și o bază de prietenie foarte bună. Mm-hmm. Bine, eu cred că în clasa 9-a, între 10-a, în genere atunci, în tinereță, timpurie, nimeni nu s-ar fi gândit că... că lucrurile se vor întâmpla anume așa. Da, despre chestia asta cu nănășia, Andrei când m-a sunat zilele trecute și sunt mai invit în emisiune, eu am răspund la telefon, nu văd numărul, nu văd cine sună și el așa, bună ziua, nănașa! Și primul meu impuls a fost să zic că ați greșit numărul. Da. ca să vă dați seama ce fel. Da, e o relație de prietenie mai degrabă. Nu există este. Dacă e 8 martie și n-a sunat-o pe Diana, s-o felicit oficial, cum se face la noi să te felicită nănașa, să supere ea, sau să ne simțim obligați cumva să o chemăm, că uite am făcut masă și cum să noi chem pe nănașa, cumva suntem mult mai descătușați, mai liberi, nu știu cum să zic. Uh-huh. Cumva să fie mai degrabă prieteni. Să fie luat în seamă. Nu cred. Nu vreau. Nu, suntem ok așa cum sunt. Dar dacă slavă Domnului am avut noroc. Eu cred că asta a fost și unul dintre motive din care eu am fost luată, sau noi, fostul nostru cuplu, cu fostul meu soț, am fost luați din naș, că ei știau, cel puțin Dina știa că eu nu vreau să fiu luat în seamă. În sensul ăsta. Da, tradițional, așa cum se întâmplă de obicei. Cu multe cadouri și multă atenție și sunat la timp și cumva e obositor. Și supărere, cred că, mă rog, că voi nu v-ați îndeplinit rolul de fiin și eu nu mi-am îndeplinit rolul de naș. De ce? Că eu sunt genul de om care nu mi îndeplinesc rolul de naș, eu recunosc. Cum nici noi de fiin, cumva ne-am găsit unii pe alții așa. Nu forțăm lucruri. Ne portăm respectul unul altuia, dar nu forțăm lucrurile acolo unde nu este cazul. Avem discuții în contradictoriu cu nașa Diana când vine acasă, în invitații la noi. Discuții foarte aprinse. Să ne certăm, să ne împăcăm, să ne certăm iarăși, ne certăm în ghilimele, spun. Nu, la nivel de discuții, să avem dezbatere de idei diferite. Este o fire foarte aprinsă, insistentă. Ca și finul Andrei. Ca și orice nănașă de la care putem învăța ceva.
mă rog, ne învățăm reciproc, nu ne forțăm. Ai, până la urmă se naște adevărul, bănuiesc, din fiecare discuție de asta, sau fiecare merge cu adevărul lui înapoi acasă. Păi de obicei sunt discuții nu legate de relațiile între noi, sau clarificări de situație, dar discuții legate de ce se întâmplă în oraș, da, o discuție pe Facebook, da, tot felul de lucruri din astea. De asta le zic discuții mai degrabă, de certuri. Bine, dincolo de nănășie, cu metri aveți mulți, sunteți oameni foarte mondeni. O, da, 99 de cu metri, asta e despre noi, da. 29. Pentru că noi am fost prima generație și eu am fost prima femeie din gașca noastră care a făcut copii și respectiv toți prietenii noștri au vrut să fie cu metri, da. Și îi avem mult, vreo 20, nu sunt sigur acum. Dar voi sunteți generația cucului, da? Ce unde da, când? Cam așa, da. Ați da. Fost într-o echipă, am fost în echipa într-o capra, gașcă? Da. 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 Am fost o echipă, o echipă care de mai multe echipă ori... foarte bună, foarte frumoasă astăzi, fiecare dintre voi cumva e cunoscut. Da, am fost în echipa la ce unde când, cu echipa Capra, am câștigat campionatul de mai multe ori. Din păcate, n-am mai continuat cu... Există tradiția cuclului. Marcel Spătaru, care tot este un prieten al nostru, continuă, da, inclusiv la Moldova 1 da. Emisiune. Ne întâlnim și cu el, dar, mă rog, au apărut și alte activități și alte obligații și responsabilități, că nu ne mai permitem să mergem la ce unde când, dar sper copiii noștri să meargă. E frumos jocul ăsta, tare îmi place, mai ales că el cumva te unește, dincolo de faptul că te mai cultivi și cei 7 ani de acasă și cultura generală intră în joc. Îți găsești prieteni, îți găsești nevastă acolo, nănașă? Da. Bine, nănașă și nevastă s-au găsit chiar în grupă. Noi am fost toți într-o grupă la facultate, în grupa a doua sau a întâi? A doua, îmi pare că da. A doua. Deci noi am învățat împreună toți anii. Ce frumos. Și chiar la liceu am învățat fetele. Da, și cu Dina. Da, am înțeles. Cristi, tu faci parte acum din și mai noua generație în comparație cu noi ăștia mai bătrâni, deci de pe Canada. Cred, nu. Hai să vorbim despre tradiționalitate și rândurile generației tale. Îți plac tabieturile astea, legături de familie, nani, nane, nănași? Sincer să fiu, nu. Nu știu cum, eu am crescut un pic mai izolat față de toate tradițiile astea. Și mi-am format, cred că, o mentalitate în această direcție. Eu sunt, în general, o persoană mai retrasă și nu prea iubesc adunăturile de oameni și chefuri din astea în care se adună toate rudele de gradul 3 și 10 și așa mai departe. Încerc să mă adaptez pentru că îmi dau seama că nu pot să stai permanent retras. Deci tu nu dorești o nuntă de aia cu 250 de invitați? E complicat de spus, da. Dacă o să vrea ea, o să fie. Cred că da. Chiar dacă voi nu o să vreți, o să vrea părinții. Da. Păi asta e. Sau nași, da, că până la urmă... Așa ai făcut, e construit modelul social la noi, că oricât de mult ți-ai dorit să faci într-un fel nunta, nu este neapărat că o să iasă așa cum îți dorești, pentru că mai intervine soția, mai intervine soacra, soacra cea mică, soacra cea mare, nănașii, bunii, părinții, rudele. Voi ce fel de nuntă ați avut? De-aia tradițională, mare, frumoasă? Bun, mare, 100 de oameni. Am încercat să combinăm și utilul cu plăcutul. Oricum, majoritatea invitaților, peste 50%, au fost tineri din rândul cunoscuților noștri. Nu am putut evita sau ne-am bucurat de prezența multor rude și din partea soției și din partea mea. Uh-huh. Mă rog, ca și fiecare mire și mireasă, cred că a fost cea mai frumoasă nunta noastră. Dar zice lumea că a fost foarte vesel și cumva asta e cel mai important. Dacă 50% au fost tineri, deja a fost o nuntă veselă. Da, au dansat muzicanții până dimineața și avem noroc de o parte de prieteni care cunosc bine multe cântece, versurile. Și la un moment dat noi vroiam să plecăm acasă și vioristul nu vrea să plece, că să rămână să mai cânte cu băieții. I-a spus, gata, a expirat timpul nostru, a zis, las că cânt eu din contul meu, fer bani. Aș vrea să vorbim neapărat și despre copii, pentru că cumva ați spus, acum mai avem două evenimente în casă care nu ne lasă cumva să trecem pe lângă și să ne trăim viața separat de ei. Sunteți părinții de aia cu program foarte bine stabilit, noțiunea de parenting vă este aproape. Nu știu cât vă învață și Naja, pentru că iar în fată mare, Ilinca deja nici mai este măcar alături de tine. Nu știu dacă ne conducem după anumite principii, poate unii cu principiul să ne iubim copiii, sună un pic clișeic, dar așa este. Nu, cu siguranță nu avem un meniu clar zilnic, masa la ora asta și neapărat asta să mâncăm. Somnul exact la ora 9 seara? Nu.
Încercăm atunci când este la școală, pentru că Laura este o fire care se trezește foarte greu, târziu, dificil. Da. Și atunci când este vorba de școală, ne cumva o obligăm să meargă mai devreme la culcare. Dar în mod normal, Ilie și acum ar dormi dacă ar avea ocazia, da? Nu? Laura, sunt certăreți părinții tăi de să-ți arată din deget și spun ce trebuie să faci, ce nu trebuie să faci? Nu. Sau ești tu atât de cumințică încât nu meriți niciodată să ți se dea din deget? Cine e cel care te ceartă cel mai des? Mama sau tata? Clasica întrebare pentru un copil. Și mai e una foarte frumoasă. Pe cine iubești mai mult? Pe mama sau pe tata? Și dacă ești cu tata, zici cu tata. Dacă ești cu mama, zici cu mama. Dar dacă sunt ambii, faci așa. Ambii. Așa este? Da. Dar temele pentru acasă îți place să ți le faci? Nu prea. Nu prea? Cine ți le verifică? Nu, nimeni. Părinții relaxați. Nu obișnuim să verificăm temele. Dar pentru că sunt două categorii de părinți. Unii care stresează copilul din clasa întâi cu fel de activități extrașcolare, plus teme suplimentare, plus verificatul. Și dacă nu i-a plăcut ușorul sau bețișorul, hai încă o dată tot de la început, rupem pagina. Am avut o înțelegere din start cu Laura că nu vom face temele. Am ajutat-o foarte puțin la început, dar ea în principiu era foarte pregătită de la grădiniță și am simțit că nu e nevoie să stau acolo cu ea, mai ales că după școală stă la orele prelungite. Și respectiv acasă mai are foarte puțin de făcut și i-am explicat că cum mai să-ți faci orele așa, note vei primi, că nu mă interesează notele pe care le vei primi. Mă interesează să-ți fii bine acolo, să ai plăcere de la școală, nu vreau să te chinui și vrem școala să devină un calvar. Pentru că la noi cumva școala sovietică și mentalitatea de atunci, pentru mine școala a fost un proces foarte dificil și în clasele primare și când am terminat liceul deja. De asta am vrut ca ea să primească plăcere cumva unde poate și cum poate de acolo de la școală și să nu fie un chin. Și de asta, dacă se întâmplă să nu facă o temă sau să fie prea obosită sau să scrie în grabă că are, îi place să facă altceva, să citească, de exemplu, nu stăm să o stresăm deloc, nu. E adevărat că avem ceva probleme cu profesoara care nu e de acord cu acest sistem, dar asta este altă istorie. E un liceu obișnuit, unul privat, mizați de școli bune? Este un liceu cunoscut în țară, liceu, vorba de liceu Gheorghe Asache din Chișinău. Asta nu înseamnă că nu ignorăm cu desăvârșire tot ce înseamnă școală. Evident că odată la ceva timp discutăm cu învățătoarea, vedem unde e bine, unde nu e bine, dar acasă, seara, încercăm să avem încredere pe de-o parte în forțele ei proprii, de altă parte să înțeleagă și ea responsabilitatea proprie că are de făcut singure temele. Atunci când stăm cu ea la deasupra caietului, am impresia că facem mai rău, pentru că ea imediat refuză să mai gândească singură și cere ajutor la fiecare exercițiu. Oricând o lăsăm să-și facă singur temele și verificăm la sfârșit, atunci mai descurcă mai bine. Ilie, dar ție îți plac mateneele de la grădiniță? Da. Îți place să înveți poezii, să ieși în fața tuturor și să spui lumii ce te-a învățat mami și tati de acasă? Da. De ce sincer? Da. Îți place să dansezi împreună cu toți copiii, nu? Da. Să cânti. Voi de care părere sunteți? E bine să fie matineu la Toamna de Aur, la Anul Nou, la 8 martie, la Paște și unde? Mai sunt câteva. În general, ideea nu e rea. Da? O matineu este o sărbătoare și pentru copii, teoretic, da? Pentru că ei se îmbracă frumos și au un fel de sărbătoare între ei acolo. Eu cumva sunt foarte stresată de matineile noastre care durează 2 ore și e foarte obositor pentru copil. Și înainte de asta ei repetă cam o lună de zile fără să, nu știu, cel puțin la grădinița noastră așa era destul de stresant. Da, o lună de zile nici măcar nu ieșau afară să se plimbe pentru că vezi tu este matineu și trebuie de repetat, că vezi tu că să nu ne facem de rușine, că vin părinții. Și aici un pic mi se pare că se exagerează deja. Dina a fost foarte diplomată în acest răspuns, de fapt ea urăște matineile. Să avem la fiecare matineu, în principiu, este o experiență plăcută, dar și stresantă. Este stresat copilul pentru că are responsabilități și e cam nervos. Exact, și apoi trebuie să mai dai bani pe o costumație pe care o îmbracă pentru jumătate de oră. Este stresată mama, care categoric nu este de acord cu manifestările astea. Încearcă să nu fie atât de categoric în discuțiile. Și sunt eu care mă cert în plus cu mama din cauza acestui matineu. Deci nu prea suntem adepții matineului, ca să fim mai tranșanți. Am impresia că problema sunt
părinții mai degrabă decât corpul pedagogic, exact, decât pedagogic, exact. Pentru că nu știu de ce părinții au nevoie să iasă în evidență cu costume exagerate, fetițele să îmbrăcate foarte pompos, machiate chiar de mici. Cumva mi se pare atât de exagerat, cum într-un film de al lui Custurița. Cumva, eu mi-ar plăcea să fie mult mai simplu, copilul să iasă în ce vrea el, lui să fie bine acolo, să nu fie stresul ăsta atât de mare. La noi, Laura, de exemplu, la grădiniță, cu două zile înainte de fiecare matină, pentru că primea rolurile principale de cele mai multe ori, că avea memoria bună și ținea minte poeziile lungi, era un stres, că era, se simțea copilul nervos, strigă și nu mi se pare ok. Lucrul ăsta ar trebui să fie o sărbătoare, dacă se anunță că e o sărbătoare, da? Nu, așa cum se face la noi. Diana, zici și tu. Eu sunt potriva matineilor și eu întotdeauna am spus despre asta și eu întotdeauna am scris despre asta. Sărbătorile pentru copii sunt sărbători pentru copii. Matineile nu sunt sărbători pentru copii. Sunt grădinițe în care părinții nu au voie să vină la matineu din cauza carantinei, din cauza nu știu ce și vine doar corpul didactic. La matinee multe grădinițe se strâng bani pentru nu știu ce, că așa și nu este clar pentru ce se strâng bani. Copiii, părinții care refuză să dea bani sunt de multe ori exilați în fundul sălii și li se dă de jumate divers. Sau și mereu copiii sunt sau copiii între dânsii se, evident acasă se discută și copiii aud și copiii între dânsii se iau și se hărțuiesc. Deci matineul de la noi este un construct foarte nociv din punctul meu de vedere și copiii rămân, mulți copii rămân cu amintiri cu foarte neplăcute și cu sechele din cauza matineilor de la grădiniță. Eu am avut partea mea de istorie negativă, evident, în care am fost hărțuită și de părinți, din cauza că nu dau bani și nu știu ce. Deci, așa cum se face la noi, nu este ok. Sărbătorile pentru copii, da, spectacole, da, în care se participe copiii, dar să nu fie hărțuirea asta un și presiunea asta. Dată. Da, la noi este de fapt un examen. Eu zic, pe când încercăm să scoatem examenele de la clasele primare, să le dăm voie copiilor să se desfășoare liniște, băgăm matinele astea atât de sofisticate la grădiniță, cu părinți și profesori care stau în rândul întâi și abia așteaptă, hai, zi, că mi se pare mai ceva ca un bacalaureat. Și... sau educatoarea care strigă, mai tare! Și culmea este că nimeni nu verifică, sau eu nu știu care este sistemul după care sunt alcătuite aceste scenete. Uneori scenetele sunt culmea. Eu mi-aduc aminte de când fiica mea avea 5 ani la un matineu, fetițele ieșeau într-o scenetă și spuneau cum o să se căsătorească cu bărbați bogați. Și ieșea un băiețel și spunea că dar eu am să divorțez, și altă fetiță ieșea și spunea, păi mie o să-mi rămână casă, deci asta la 5 ani, cineva. Și părinții culmea râdeau și le spărea că asta este foarte fain și asta sunt niște valori pe care niște copii de 5 ani trebuie să le învețe și să fie perpetuate. Și, deci, exemplele din astea sunt foarte multe. Nu există un sistem bine pus la punct de cine face, cine verifică, ce fel de scenete se fac. Așa e mentalitatea, așa sunt oamenii și se verifică și ce. Atâta timp cât părinții vor râde, vom avea așa scenete. Da. Nu vreau să ofensăm neapărat educatorii sau cineva. Dar nu să verificăm, dăm niciun exemplu. Dar, din multă parte, într-adevăr, părinții sunt responsabili pentru că își doresc. Dacă ar fi întrebat fiecare în parte, poate n-ar vrea matineu. Dar când colectiv, deci fiecare este noțiunea asta de rușine la moldoveni, că nu e frumos, că nu uite așa, că e așa, trebuie de respectat și asta, din păcate, e o problemă a societății noastre. Cristi, ți amintești de matineul tău de la grădiniță? Nu prea, pentru că n-am frecventat grădinița, dar eu am fost norocos. Și, da. La bunici, acasă, cu mama, ai avut așa o oportunitate să nu mergi de rup? Maica mea era educatoare în timpurile alea. Și cumva am avut o educație acasă mai mult. Eu am fost un copil foarte complicat când eram mic. Aveam foarte multe mofturi, hai să spunem așa, poate, sau preferințe ale mele pe care nu toți le înțelegeau și din cauza asta nu am putut fi dat la grădiniță. Că, de exemplu, nu voie să dorm la miază? Asta e cel mai bun, să spunem, caz din toate rele. Am avut probleme cu alimentarea când eram mic și așa mai departe. Dar, nu știu, cred că din toate discuțiile de aici mă simt norocos că nu am fost la grădiniță, pentru că simt că a fost... pentru mine, de exemplu, școala a fost un chin. Până în clasa 12-a, când am venit la facultate, a fost o eliberare, a fost ca un,
ca un, ca un vânt proaspăt, să spunem așa. De ce? Pentru că a început să fie erau auzit? Altă, erau cu tot altă atitudine față de, de studenți. Pe lângă faptul că profesorii se adresau la noi cu dumneavoastră și erau foarte respectuoși, erau o atitudine și o relație mai prietenoasă între elevi și, și, și profesor. Pe când în liceu și în școală și în clasele primare era cu totul altfel. Era încă mentalitatea asta post-sovietică în care copilul trebuie să învețe pe de rost și nu e neapărat dacă el înțelege conținutul și nu era vorba pe calitate, era vorba mai mult pe cantitate. Tu trebuie să înveți, tu trebuie să, să spui pe de rău și așa mai departe. Pe când facultatea pentru mine a fost ceva super fain. Poate pentru că ai făcut filozofie. Da, da, cred că, cred că. Am făcut ceea ce îmi place. Eu în școală niciodată n-am auzit și nu eram interesat de asta. Când am ajuns la facultate a fost ceva nou pentru mine și chiar, chiar mi-a plăcut foarte mult. E ușor să fii părintele frumos în public ca să dai bine pentru imagine? Nu știu dacă am acceptat întrebarea în, în acest fel pusă, pentru că părinte nu trebuie să fie ușor pentru societate sau pentru cineva. Pentru tine, în primul rând, și pentru copiii tăi. Și nu există, evident, o rețetă universală pentru a fi un părinte bun. Pentru că dacă ar exista un manual cu 10 sau 100 de sfaturi urmat pentru a fi un părinte bun, cu siguranță toți ar încerca. Suntem noi oameni diferiți, copiii noștri sunt la fel oameni și personalități diferite. Și în fiecare caz este vorba aparte. Noi, în aceeași familie cu doi copii diferiți, avem situații absolut diferite. Unul poate să facă o criză dimineața, Laura, când nu vrea la școală, și Ilie nu are nicio problemă. Și Ilie e invers, în altă situație, poate să plângă. Din fericire nu avem situații din astea la magazin în care să plângă sau să trântească că vor să cumpere. Credeți că asta ține de educație sau de temperamentul copilului? Și de temperament, și de discuțiile care se poartă cu el, și de faptul cum părinții știu să negocieze. Cred că eu am amalgam. Ai răbdare să negociezi? Eu sunt foarte aprinsă de fire. Eu de obicei îmi sare țandra ușor de tot. Dar cu copiii mă strădui cât este de posibil să discut foarte mult cu ei, să vorbesc foarte mult cu ei. În situația aceea de criză, când el deja gata în isterie, nu știu dacă are sens să vorbești, el nu te aude. Nu are sens, pur și simplu îl lași. Probabil nu în zadar familia e concepută din cel puțin doi membri, pentru că atunci când soția este la limita răbdărilor, poate eu sunt într-o stare mai bună și atunci pot să mai discut eu cu copiii. Sau invers, dacă eu sunt aprins și pot să declanșez o criză mai mare, atunci soția intervine și preia ia discuțiile și negocierile cu copiii. Probabil ne ajutăm și ne completăm reciproc. Dar le permiteți orice? Fac orice își doresc? Există limite? Des le spuneți nu se poate, nu e voie? Cred că da, eu mai des decât soție, pentru eu că așa am fost crescut eu într-o familie mai conservatoare, în care existau reguli, în care existau norme. Da, doi băieți în casă ați fost din câte da, și mai am fost frate, trei, da. Și în principiu le spunem poate mai des decât trebuie, nu trebuie. Mm-hmm. Pentru că călătorind peste hotare, am un frate care trăiește în Italia cu copiii și văd o altă abordare în care este mult mai permisiv, în care copiii se discută. Eu fiind în Italia cu copiii aveam probleme pentru că discut cu ei pe un ton poate mai ridicat. Fratele mi-a spus că ai grijă cum discuți cu ei, că ar putea să te... Să te ia poliția? Da, să te ia poliția dacă... Și noi suntem încă departe de acest model, dar cred că spre el ar trebui să mergem. Evident că trebuie să existe niște nu-uri foarte ferme, niște limite, cum le respectăm noi maturii, probabil și ei ar trebui să aibă limite. Uh-huh. Doar că ar trebui comunicate și înțelese corespunzător ca pentru un copil. Noi suntem foarte diferiți, Andrei, de părere că trebuie să fie mai strict cu copiii. Eu sunt cea care consider că copilul trebuie să crească în dragoste, în multă iubire și... Zen. Și în zen. Să-i dea pace copilului să facă ce vrea, pentru că doar așa cresc personalități libere, personalități talentate, creative și copiii nu știu, se simte deja că sunt creativi și le place mult să deseneze, le place mult ceva să facă. Vezi că la atâta libertate dată acolo... copiilor s-ar ție capacele pe bune de foarte multe ori. Dar n-ai zis nimic că o să fie ușor. Ți-ai asumat tu să ai rolul de părinte. Nu riscăm... Mi se pare greșit, dacă sincer, relația asta între... sau... punctul ăsta de egalitate între libertatea copilului înseamnă cât sar capacele. De ce?
De ce ți-ar capacele? Dacă ți-ar capacele din cauza că copilul îi oferi libertate copilului, înseamnă că ceva cu capacele tale nu e în regulă. Sorry, scuzați, dar așa este. Deci, poate pentru că noi am fost, așa cum zice Andrei, educați într-o altă fost, societate. Este cu alte... dificil, de acord, dar copilul este o oportunitate foarte bună ca să ca părinte să-ți revizuiești viața, să vezi ce cu tine, de fapt, de ce reacționezi atât de aprins la niște chestii minore sau de ce nu știi să impui anumite limite la timp ca să nu se ajungă pe urmă la discuții foarte aprinse în contradictoriu cu copiii care sunt mai mari, de exemplu. De ce nu ai impus niște limite la timp? Libertatea copilului trebuie să fie o libertate controlată. Deci nu dai copilului voie să se urce pe casă știind că el poate scade de acolo, da? Sau să traverseze strada neregulamentar sau să alerge. Mulți consideră că dar dacă să-l las să fac ce vrea și să fie de capul lui. Păi nu, îi explici. Acasă trebuie să aibă loc niște discuții, niște explicații. Părintele trebuie să fie un exemplu. Nu îi spui copilului că trebuie să fie, nu știu, mărinimos și generos, dar în același timp tu ca și om să fii cu totul altul. Deci asta sunt deja niște duble standarde. Vezi că noi cumva... În teorie sună tare bine, în realitate e foarte de libertate. Bine, că ce spunea Diana acum, Diana de fapt zicea de niște limite foarte clare, impuse invizibil copilului, pe care le ține în cap părintele. Ori noțiunea de libertate pentru noi, înțelegem ce înseamnă libertate. Tot e permis. Nu, libertatea întotdeauna este... Suntem liberi atâta timp cât, sau putem să fim liberi, fără ca să deranjăm pe altcineva, să nu uităm. Deci libertatea tot are restricțiile sale, doar că noi trăim într-o societate, totuși. Noi nu trăim în pădure, să zicem unii chiar, deși în pădure tot ești limitat. Deci întotdeauna viața omului este limitată. Noi vorbim despre o libertate în limitele posibilităților, în limitele posibilului, în limitele legii, în limitele unei vieți, într-o societate care este reglementată de anumite norme sociale, de anumite legi, de anumite, nu știu, sisteme. Nu, asta este libertatea, de fapt. Păi ce complicat să fii părinte de fiecare dată, zic. Cum zici tu, dacă ar fi o carte de aia cu 100 de reguli pe care le-aș băga bine în cap și aș reuși cumva să le scot de fiecare dată când nu s-ar fie personal Dar capacele. Bine, este vorba și de faptul că tu, ca și om, evoluezi în viață, tu deschim, treci printr-un progres anumit. Nu este că, uite, tu ai născut un copil sau te-ai făcut cu un copil, crești un copil și ca om, la noi de multe ori se vorbește despre educația copilor fără ca să fie atinsă tema proprii educații. Da? Tu cine ești ca om, de fapt? Tu în raport cu copilul tău, tu în raport cu viața ta, tu în raport cu societatea. Noi nu rămânem într-un punct atât de aici, am rămas în punctul ăsta și am un copil și de aici eu încerc să dirijez cu soarta acestui copil sau cu educația lui. Eu merg și eu prin viață, odată cu copilul meu, noi mergem în paralel. Și asta se vede cel mai bine atunci când ai și părinte și ai și copii, deci ești la mijloc. Noi învățăm copiii, spunem doar o jumătate de adevăr, pentru că și noi la rândul lor, nostru învățăm ceva de la ei. Deci copiii ne schimbă, vrem, nu vrem, nu mai suntem, eu aș putea zice că, uite, îmi place Cristian cu chitara și sunt liber, independent, absolut gânditor, fac ce vreau, nu știu cum, dar deja mă impun copiii la o altă viață. Nu zic că regret nicio secundă, da? Pentru că e altceva. Și asta trebuie să înțelegem și noi în Moldova, că nu doar copiii au obligația și trebuie să învețe, dar și părinții la rândul lor trebuie să învețe și să schimbe ceva, să ia ceva de la copii, să înțeleagă cât de paradoxal sau ciudat n-ar suna, să coboare la mintea copilului, să-l înțeleagă, să-l accepte și să învețe și el ceva de la el. Și dacă copilul tău nu ar face crize și nu și-ar permite să spună de toate față de tine, înseamnă că e o mare problemă, înseamnă că între tine și copilul tău e uite așa o groapă, uite așa o prăpastie și nu e ok. Dacă el face crize și se poartă așa cu tine, înseamnă că voi sunteți foarte apropiați. Și eu mi-aș dori ca asta să întâmple până la maturitate, copiii să fie suficient de sinceri și apropiați, să vorbească cu mine sincer și să-și permită să zică tot așa cum este, fără să se fie frică de mine, de exemplu. Hai cum aș vrea total să schimbăm subiectul. Trecem la plastic. Trecem la plastic, știi de ce? Pentru că tot o vorbă înțeleaptă spune, nu trebuie să-l înveți mult de pe copil, trebuie să fii exemplu pentru el și atunci el te urmează. Ori atunci când vorbim că excludem tot ce înseamnă plastic în societatea noastră, e una să vorbești la televizor și să faci niște articole și alta e să implementezi pe bune în propria familie lucrul ăsta.
e foarte complicat. A fost cumva un pas logic și absolut natural. Și o singură dată îți trebuie să mergi la magazin sau la piață, cel mai bine, pentru că la piață ai posibilitatea să ieși lactate, nu în plastic, da, la oamenii care, la fermieri. O singură dată ai nevoie ca să faci pasul ăsta și după asta, fără să vrei, începi să schimbi, da, lucrurile astea, renunți nu numai la pungi, dar și la tot plasticul pe care îl ai în viață. Cumva e atât de logic și nu e absolut deloc complicat. Ai nevoie de fix o lună ca să rugăm toată informația asta și să faci un efort și să înțelegi unde poți să schimbi lucrurile și atât. E ușor să cu torba după tine? Da, cât ai să iei o torbă cu foarte frumușele toate. A fost o perioadă, o săptămână, cred că, în care eu uitam să le iau cu mine. E și asta un proces natural. Faptul că tu te gândești că am uitat, deja e un pas înainte. Deja înseamnă că tu vrei să le iei cu tine. Când începi a vedea un pic altfel realitatea asta zilnică, care o adunăm noi, atât de mult gunoi pe care îl producem, că ar putea simplu evitat, în principiu sunt de acord. Deja mă duc, deja mă provoc și pe mine să renunț la plastic. Din păcate, de multe ori, o singură pâine vreau să iau, numai decât mi-o împachetează în plastic. Și îi spun vânzătoare, nu este nevoie. Cum așa? Cum fără sacoșă? Insistă. Și atunci, din spirit de protestatar, am început și eu să refuz. Și chiar îi spuneam soției zilele trecute că gunoiul îl scoate mult mai rar din casă. Pentru că nu adune atâta. Gunoi menajer, în principiu, se adună mult mai puțin. Când pui la o parte, șamponul este în plastic, sacoșele sunt de plastic, orice ambalaj este de plastic și asta zilnic se aduce. Din păcate, la noi nu există sortarea și reutilizarea deșeurilor. Eu cred că noi am fost cumva traumatizați de faptul că în Uniunea Sovietică totul era foarte deficitar și dacă puneai mâna pe o pungă de plastic, o spălai și o uscai și acum... Asta era foarte bine. Era foarte bine, dar pentru noi asta era sărăcie, da, să fim de acord. Și oamenii au rămas cu amintirea, asta este de fapt o traumă, deficitul ăsta în care noi am trăit ani de zile și părinții noștri au trăit. Și acum deci eu zic, eu le iau că-s gratis. Și lumea acum se bucură, de pentru foarte mult, pentru marea populație, asta este un semn de bogăție, de civilizație, de viață destulată, da, și eu mi-aduc aminte, la școală eram prin clasa 5-6, când au apărut pungile astea mai mari din plastic, cu desene exact, pe ele, cu fotografii, cu nu știu ce. Era un fel de geantă. Asta era, Doamne ferește, cine avea în clasă sau în școală o pungă și dacă tortița se rupea, o încleia? Da, sau ți-o coseai și asta era mai ceva ca o geantă de piele. Deci, pentru noi, punga de plastic este un simbol al indestulării. Dina a creat o pagină de Facebook, No Plastic Moldova, și pe Instagram, No Plastic Moldova. Există o comunitate deja de oameni care comunică, face schimb și, evident, m-a rămas și eu un pic mirat de amploarea, pentru că una să renunțe un singur om la plastic exact. Și altceva când mai există oameni care se influențează reciproc. Dacă o să accesați aceste conturi, o să vedeți că există foarte multă lume care este interesată de torbile din stofă. Toată lumea e o mișcare care a pornit de ani buni. Sunt oameni care de 10 ani în Europa au renunțat la plastic și promovează acest mod de viață. Noi, ca de obicei, lucrurile sunt împlumut mai târziu. Da. Jucării de plastic, renunțați și la ele? Dar noi e mai complicat? Cumpărăm deja jucării, că ei sunt cam mari. Dar îmi pare rău la câte jucării de plastic am cumpărat. E adevărat că alternative există. Există jucării din lemn, dar ele sunt mult mai puține și mai scumpe. Dar alternativa este și asta e bine. Noi nu facem lucrurile astea din extremism, din fanatism sau nu am vrea să fim tratați ca o sectă. Suntem oameni de obișnuiți. Avem... Secta, așa lumea întreabă, dar ce te-a apucat? Avem sacoșe de plastic acasă. Nu facem o tragedie dacă luăm o sacoșă de plastic sau dacă nu există o alternativă. Doar că vrem să spunem că în multe cazuri sunt alternative care nu dăunează nici mediului, care uneori sunt mai ieftine și sunt mai ne facem mai responsabili pe toți. Noi am avut o provocare cu Dina ca și familie. Există o altă comunitate în Moldova care se numește Be Better, care încearcă să facă o alternativă a lucrurilor riscante din viața noastră. De exemplu, așa am înțeles noi cu Dina că până acum grădinița este situată la maxim 2 sau 3 km de casa noastră.
duceam copiii întotdeauna cu mașina la grădiniță. Acum, după ce am început să merg zilnic pe jos la grădiniță, dimineața, răcoare perfect pentru un pic de mișcare în organism, pentru că modul nostru de viață este static la computer. Ideea este că noi suntem cumva obișnuiți cu un anumit mod de viață și mergem din inerție prin el, fără să mai stai să rugăm, să te gândești. Poate e posibil și altfel și e legat nu doar de consumul de plastic, dar și de mâncarea pe care folosești, de joburile pe care le avem, care câteodată nu știu dacă se merită să te obosești în așa fel, da? Sau care te fac să ignori familia. E tare fain să te oprești, să te gândești un pic ce-i cu viața ta acum și unde poți face schimbări. Haideți la final să dăm o provocare pentru cei de acasă cu bibetele astea în care voi ați intrat mai nou. Ce le-ați pune să facă? Ce le-ați provoca să facă? Sau ce exemplu ați da voi bun? Că nou plastic e clar, pune din vreo trei pungi de alea frumoase de ale ei, trei torbițe. Noi mai degrabă vrem să mă lipsim lumea, nu să fim un exemplu. Cumva fiecare hotărăște pentru el. O provocare foarte simplă. Atunci când veniți de la magazin sau de la piață, numărați-vă toate pungile pe care le-ați adunat și câte, sau din, macrolună, și câte din ele erau strict obligatorii și câte ați fi putut renunța. Și atunci gândiți-vă chiar și în sat, fiind dacă punga asta pe care ai adus-o tu de la piață, ți-ar plăcea să fii la tine pe ogor, acolo în câmpul de păpușoi sau de... Primăvara e tare frumoasă Moldova când se topește zăpada și toate lanurile sunt multicolore cu punguțe de-astea frumoase. Uite că încet, încet am ajuns la finalul emisiunii. Nu am vrut să descoperi și să redescoperi nimic în emisiunea de azi. Poate pur și simplu am vrut să le arăt celor de acasă că există familii frumoase în țara asta. Oameni care au vise, pasiuni, oameni care trăiesc cu adevărat fiecare moment, oameni care au prieteni adevărați cu care pot să polemizeze și atunci când e vorba de o problemă, o discută până în pânzile albe ca să rezolve ceva. Am vrut să-l descoperi pe Cristian pentru că îl cunoșteam cumva de pe Facebook și de la alte emisiuni. Poate mai puțin astăzi, dar promit că într-o emisiune facem o filozofie aparte și mai deschidem niște paranteze din personalitatea lui Cristian Condrea. Te așteaptă chitara pe scenă și ultimul moment muzical al tău live de acolo. Vă o sănătate multă, eu aștept mai multe provocări din partea voastră. Sunteți liberi profesioniști și lucrul ăsta mă zgârie cumva aici, pentru că sunteți proprii voștri șefi. Și lucrul ăsta este tare frumos și important. Iar dacă o să-mi demonstrați că puteți să existați pe cont propriu și reușiți să vă hrăniți familia și să mergeți în vacanță și să fiți frumoși și ok, poate mă mai gândesc și eu la carnetul meu de muncă. Sănătate multă și ne mai vedem. Vă adaug pe nou plastic și Be Better și ținem legătura acolo să ne laudăm unii la alții ceea ce facem. Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so high they could not stand, let my people go. Yes, the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land, Shalom, Pharaoh, so let my people go. So Moses went to Egypt land, let my people go. He made all Pharaoh understand to let my people go. Yes, the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land, Shalom, Pharaoh, to let my people go. Thus spoke the Lord, but Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. So let my people go. Yes, the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land. Shalom, Pharaoh, so let my people go. Cause the Lord said, go down, Moses.
desert, way down in Egypt land, Shalom, Pharaoh, so let my people go, Shalom, Pharaoh.